Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc în primul rând că ne-ați primit aici în Podgoria dumneavoastră. Haideți să le spunem telespectatorilor mai multe lucruri legate de suprafața asta pe care o aveți cultivată cu vie. Aveți tradiție în sensul ăsta? Aici au fost viile strămoșilor noștri. Deci, pe dealurile astea au fost, însă, odată cu venirea comunismului, au dispărut, au fost scoase. Însă noi, efectiv, am reînnoit tradiția și am plantat pe locul unde este al vie, că altceva nu crește mai bine decât vie în zona aceasta. Când ați început să faceți primele plantări? Primele plantări le-am făcut în 2009. Am făcut pe o suprafață de 50 de hectare, după care în 2010 și 2011 până am ajuns la 157 de hectare prin programul de reconversie. Cât de tare v-a ajutat acest program? Extraordinar, extraordinar de mult, pentru că costurile au fost foarte mici pentru înființare. Au fost în perioada aceea au fost de 70% din costul total pe un hectar. Deci a fost un ajutor extraordinar. E greu să înființezi un hectar de vie? Care sunt costurile per hectar dacă ții cont de toate normele și faci lucrurile așa ca la carte? Nici nu ai cum să faci altfel. Deci nu ai cum. Dacă îl înființezi cu butași selecționați, cu tot ce trebuie pentru susținere și palisaj, oricum trece de 20.000 de euro pe hectar. Un hectar. Deci costurile trec de 20.000 de euro pe hectar. Bun, și dacă e să facem și un calcul economic, în cât timp se pot recupera banii ăștia după un hectar? Acum, cel puțin 3 ani de zile nu poți să recuperezi nimic, pentru că via este în creștere, trebuie să-i faci un sistem de conducere, trebuie să o îngrijești, trebuie să o pregătești pentru rod. De-abia vorbim din anul 3 o mică producție și din anul 4-5 de-abia putem să vorbim de... Deci, practic, 3 ani sunt numai cheltuieli și de-abia după aceea încep să recuperezi. Adică dacă nu ar fi fost programul de reconversie, ar fi fost foarte greu să recuperezi toți banii investiți. Așa este mai... E o perioadă mai rapidă. Specialiștii spun faptul că acest program de reconversie a fost cel mai reușit program pe care Ministerul Agriculturii l-a desfășurat în toată perioada asta de timp, vis-a-vis de vie și viță de vie. Sigur este așa. Sigur, pentru că s-au creat plantații de viță de vie cu soiuri deosebite, cu soiuri certificate. Avem, cel puțin noi, avem foarte multe soiuri de vin. De masă avem doar 3 hectare, în rest sunt soiuri de vin, avem soiuri românești, avem soiuri consacrate internațional, deci avem o paletă foarte largă de struguri pentru vin, numai pentru vin. Soiurile cum vi le-ați ales? În funcție de sol, în funcție de climă? Da, prima dată am făcut cartarea solului pentru că nici nu se putea discuta. În funcție de climă am ales Port Altoiei, care se pretează la zona noastră, și bineînțeles că nu poți prin programul de reconversie decât cu soiuri care sunt zonate. Altfel n-ai cum să înființești. Și asta este adevărul, că dacă vin un soiul nu este aclimatizat aici, o să avem probleme cu el întotdeauna. Ce soiuri folosiți aici în zona dumneavoastră, în zona Măcinului? Deci avem dintre soiurile noastre românești, avem fetească albă, fetească regală, tămâiasă românească, fetească neagră, un soi excepțional. Cred că este unul dintre cele mai bune vinuri roșii din lume, nu numai din România, din fetească neagră. Avem soiurile Chardonnay, Muscat Otonel, Sauvignon Blanc. Avem și un hectar pe care l-am plantat noi, fără să fie zonat, l-am încercat, Pionier, și care dă niște rezultate excepționale în zona noastră. Și ca mod de comportament și rezistență în fața bolilor, dar mai ales vinul care este din acești struguri este extraordinar. Suntem în plină primăvară, am văzut că ați efectuat o serie de lucrări pentru suprafața asta pe care o aveți, ați făcut tăierile. Ce urmează acum? Urmează legatul, după care plivit, tratamentele. Chiar și acum, imediat după tăiere, o să facem primul tratament. Câte tratamente faceți de obicei? Minimum 5. Se spune că zona asta a Dobrogei este
prielnică pentru viticultură, pentru ceea ce faceți dumneavoastră și vinurile din zona asta. Deci în orice condiție vinurile se fac și bune, întotdeauna ies bune, chiar și dacă avem ploi abundente și, să zicem, ies un pic zahărul, iese poate un pic mai mult, dar totuși ies vinuri de calitate din zona noastră. Oameni aveți cu cine lucra toate suprafețele astea? Pentru că e o problemă, deci, în România. În afară de angajați pe perioada tăiatului, legatului, aducem zilieri. În perioada tăiatului reușesc cu zilierii din zonă. Avem mai multe sate în jur, îi adunăm, tăiem fără probleme. Însă la cules deja e altă problemă. Nu prea mai găsim oameni atunci, trebuie și foarte mulți oameni într-un timp scurt, să zicem, într-o lună de zile trebuie 90-100 de oameni pe zi și atunci suntem nevoiți să aducem din țară. Îi găsiți atunci, că atunci e și concurență mare. Știu, sunt că convins până, că până mulți acum, oameni până acum, își doresc muncitori în fermele lor în perioadele până, respective. Până acum am găsit, am adus de prin județul Mureș, însă anul acesta ne-am hotărât să achiziționăm o combină de recoltat. Asta o să ne reducă foarte mult necesarul de oameni, pentru că totuși mai trebuie și oameni să mai rectificăm la cules după combină. E o investiție mare, o combină de recoltat, dar în același timp cred că e extrem de necesară pentru ceea ce este faceți. Este foarte necesară și până la urmă această investiție, după calculele mele, zic eu că în 5-6 ani s-ar scoate, reducând numărul de muncitori și n-ar mai fi atât de multe probleme cu oamenii. Și poți să recoltezi oricând, doar când plouă nici cu oamenii nu poți să recoltezi, asta este adevărul. Deci când nu-ți permite natura, clima și cu combină și cu oameni, tot nu poți să lucrezi, asta este. Pentru momentul ăsta, dacă ar fi să ne apropiem de un rând de vie, ce tratamente ar fi necesare imediat și cum se prezintă pentru clipa asta, pentru momentul ăsta, dacă stăm să privim aici. Ce soi avem aici? Sauvignon Blanc. E o vie mai matură? Da, deci are deja 10 ani. Deci este o vie de 10 ani. Tăierile le facem pe cordon multianual, încep cordiță, pentru că aceste tăieri necesită mai puțină muncă manuală. Și oricum nu sunt probleme, n-am avut de 10 ani, este totul bine. Iar tratamentele nu le facem ca o necesitate imediată. Tratamentul se face preventiv. Deci în momentul în care a intrat o boală în vie, vă rog să mă credeți că aia nu mai iese din. Deci o salvăm, o facem noi să se oprească din boala aia. Dar dacă a afectat struguri aia nu mai sunt struguri pentru un vin bun. Dacă noi nu trimitem strugurile la cramă, calitativ, un strugure bun, nici vinul n-are cum să iasă bun. Asta este adevărul, că toată lumea știe deviza, un vin bun pleacă din vie. Pentru România, cred că e un moment important. Momentul în care ne aflăm astăzi, am reușit să facem reconversia asta. Sunt foarte mulți producători, sunt producători care ajung să și exporte, nu numai să desfacă pe piața internă. Cred că și dumneavoastră sunteți unii dintre cei care reușesc să facă export și să se bucure de aprecierea străinilor. Sigur, avem exporturi, avem în Polonia, am exportat în Belarus, în Belgia, în China avem multe exporturi. Cum sunt privite vinurile și soiurile noastre de către piața externă? A fost greu să cuceriți această piață? Da, este foarte greu să cucerești această piață, dar, deci în urma multor discuții și degustări. Foarte multe degustări în care reușim să convingem clienții să cumpere vinul nostru până la urmă. Haideți să le spunem celor care ne urmăresc, celor care sunt interesați de această latură, cât de greu e să faci un vin bun și mai ales de ce trebuie să ții cont, pentru că
fiecare meserie, fiecare profesie are anumite secrete. Cu siguranță că secretele astea se învață în timp, le dobândești pe băncile unei școli și le îmbunătățești în practică în decursul anilor. Apropo de vinuri bune și de vinuri reușite și de calitatea lor, eu vreau să fac o precizare. Din punctul meu de vedere, vinurile pe care noi le producem și le avem în piață sunt rezultatul nu numai a muncii mele, sunt rezultatul muncii întregii echipe. Pentru că eu am norocul să am câțiva oameni în jurul meu, să am colegi care activează în partea de vie, cele două ferme viticole, care exploatează în total undeva la 300 de hectare. Deci am norocul să am colegi de calitate în vie, lucrez și colaborez foarte bine cu colegii mei din partea de producție și mă refer la chiar la oamenii din cramă, care îmi sunt alături și vreau să vă spun că toți cei care activează în cramă au pornit odată cu firma, deci sunt oameni foarte vechi care s-au menținut aici, pe care, repet, am privilegiul ăsta să fiu coleg cu ei, dar am și o colaborare bună în partea de vânzare și promovare și orice impediment, să zic așa, ar apărea în privința calității sau altor aspecte, este discutat și rezolvat. De altfel, toți noi, cred că 80%, 90% din toți cei care lucrăm aici, suntem din Măcin. Deci suntem de ai locului, am pornit o dată cu societatea, încercăm să facem ceva în locul ăsta, încercăm să readucem prin vinurile pe care le producem cât mai mult din gustul pământului nostru, cât mai mult din gustul locului ăstuia. Și asta e conceptul meu și punctul meu de vedere, pentru că trebuie să fii ca verigile unui lanț, deci trebuie să fie o comuniune, o comunicare totală în toate sectoarele unei crame. Deci la partea de vie până la partea de marketing, promovare și livrare. Bun, haideți să le explicăm românilor cum ajunge vinul ăsta să fie atât de gustos și atât de sănătos în același timp. Eu am în mână un pahar cu fetească neagră, vă spuneam la început că sunt militantul soiurilor românești. Mai fac precizarea că în ultimii ani tehnologia a avansat foarte mult. De altfel, din câte cunosc, sectorul ăsta vitivinicol este sectorul din România care a absorbit cei mai mulți bani europeni și, de altfel, este o concurență acerbă în domeniu. S-au plantat suprafețe cu vie foarte mari, s-au construit crame moderne. Acum, bătălia, să zic așa, este în teritoriul comunicării, în teritoriul promovării produsului. Apropo de proiecte europene, am avut și eu privilegiul să mă ocup de două astfel de situații, întrucât în anul 2008 m-am ocupat personal de un proiect european aici la cramă, prin programul FEADR, măsura 1-2-3, și am implementat undeva la 426.000 de euro. Iar anul trecut am accesat un program european prin Programul Național Suport, prin APIA, undeva la 320.000 de euro. Bani care m-au ajutat să modernizez și să separ, că vorbeam la început de acest vin, să separ fluxul tehnologic de obținerea vinurilor roșii de fluxul tehnologic de obținerea vinurilor albe. M-au ajutat aceste echipamente să controlez fermentația, să asigur o fermentație dirijată undeva la 14-16 grade în cazul vinurilor albe, undeva la 25-28 de grade în cazul vinurilor roșii. M-au ajutat aceste echipamente să stochez vinul la temperatură corespunzătoare, să am o temperatură constantă de 12 grade pe tot parcursul anului, lucruri care ajută mult vinificația și apropo de proiectele astea europene, eu am de fiecare dată îndrumat și îndrum toți producătorii, nu numai din domeniul vitivinicol, toți producătorii din România, indiferent de sector, să acceseze, pentru că e o modalitate de a reuși să-și tehnologizeze cramele, să-și tehnologizeze unitățile de procesare, pentru că fără lucrurile astea, adică fără descioarchinare, zdrobire, fără presare pneumatică, nu putem vorbi de o vinificație modernă. Apropo de fluxul tehnologic, lucruri care s-au schimbat în ultimii ani sunt următoarele. Am struguri în cramă, mi se aduc struguri în cramă, struguri care sunt culeși manual, în lădițe de 400 de kilograme. O primă operațiune sau o primă etapă de noutate, să zic așa, este desciorchinarea, zdrobirea. Deci îmi vin ciorchinii, am două echipamente care îmi dezbracă complet ciorchinele, boabele merg într-o direcție, iar ciorchinii în altă direcție. În cazul vinurilor roșii, cum am această fetească neagră,
intervine un proces de macerare-fermentare în exteriorul cramei, proces în care țin faza lichidă, adică mustul, în contact cu pielița pentru a extrage culoare, a extrage polifenole, a extrage antocian, taninuri. O anumită perioadă în funcție de încărcătura fiecărui soi, dar în cazul vinurilor albe nu fac acest lucru, aduc direct mustuiala în cramă și avem aici două prese pneumatice în care fac presarea mustuielii lejer, menajat, fixând presiunea de presare de la 0,5 până la 2 bari. Acum 15 ani nu puteam discuta de lucrurile astea. Deci se făcea o presoare forțată, mecanică, dar progresul este considerabil și prin prisma calității. Deci fără această presare menajată nu pot avea calitate. Bun, publicul către ce vinuri se îndreaptă și știu că există în momentul ăsta o tendință către lumea nouă, către vinurile noi. Da, publicul, noi avem, vedeți, noi cei care lucrăm în cramă avem o misiune în plus comparativ cu celelalte sectoare alimentare. Acea misiune este de a educa consumatorul. Am văzut în ultimii ani că în România oamenii devin din ce în ce mai educați în prisma consumului de vin. Știu să asocieze vinul cu mâncarea, știu că când se consume un vin alb sau un vin roșu, un vin sec, demisec. Noi vreau să vă spun că încercăm să mergem pe ambele căi, vorbesc de calea tradiționalistă, calea clasică, a soiurilor noastre, a tămâioasei românești, a feteștei regale, chiar și a feteștii negre, dar mergem și către partea de vinificație modernă, către lumea nouă, să zic așa, și avem câteva soiuri precum Sauvignonul Blanc, Chardonnay-ul, Viognier-ul, care sunt soiuri prin geneza lor și prin constituția lor genetică, fructuoase, semi-aromate, florale. Asta e tendința lumii noi, să spun așa. Deci oamenii se îndreaptă și către vinurile proaspete, care trebuie consumate după maxim un an, doi. Da? Însă în portofoliul nostru avem și noi câteva soiuri din această categorie pe care le vinificăm și aplicăm schema tehnologică exact cum o folosesc cei din Chile sau Argentina, vorbim de lume nouă. Suntem în sala de baricuri a cramei, baricul însemnând butoiul de stejar de 225 de litri. Este o sală dedicată în special vinurilor roșii, întrucât aceste vinuri se barichează, aceste vinuri se țin în contact cu lemnul de stejar. Perioada de contact este diferită în funcție de cât de nou sau de vechi este vasul, butoiul, și eu procedez în felul următor. Învechesc vinuri roșii, precum Feteasca Neagră, Merlot, Cabernet și Razul. Dacă butoiul este nou, țin vinul aproximativ 3 luni. Scot vinul din vasul respectiv și cupajez cu vinul din tank, din inox, după care îmbuteliez. A doua folosire, a doua utilizare durează, să spun așa, 8 luni, un an, iar a treia oară acest proces ține cam un an, un an și jumătate. După 3 folosiri, vasele nu mai pot fi utilizate, nu mai oferă vinului polifenoli, taninuri, antociani, acea complexitate, acea profunzime. Vreau să menționez că folosesc doar stejar românesc, stejar de undeva din zona Argeșului, pentru că părerea mea este că pot oferi fiecărui soi românesc, spre exemplu Feteasca Neagră, tipicitatea solului românesc. Deci, și pot completa tipicitatea acestor vinuri cu caracteristica solului românesc, care de altfel se regăsește în acest lemn de stejar. În momentul de față dispun de undeva de 62 de baricuri achiziționate în ani diferiți și, după cum vă explicam, soiurile învechite sunt atât soiuri românești, și în special Feteasca Neagră, care îi acord o atenție deosebită, dar și soiuri internaționale, precizez aici Merlot-ul, Cabernet-ul, Pinot Noir-ul și chiar Petit Verdot. Fiindcă tot am amintit de drumul vinului, imediat cum poposiți pe tărâmul județului Tulcea, sunteți întâmpinați de crama Dobrogeană, crama în care noi astăzi ne aflăm.
întâmpinam întotdeauna turiștii cu vinurile noastre bune, vinuri premiate, vinuri de top. Și insistăm în promovarea vinurilor autohtone. Astăzi avem în pahar o fetească neagră de recoltă 2016. O fetească neagră care se impune atât prin culoare cât și prin miros. În nas se simte tipicitatea fetește negre, prezența prunelor. În gust avem o explozie de arome. Iată cum, cât de bine se impune și baricul, baricul care de altfel este românesc, pentru că vorbim în crama noastră de păstrarea tradițiilor. Și nu vedem altfel fetească neagră decât în baric românesc. Noi am baricat această fetească neagră pentru 6 luni. Am fost foarte atenți să selectăm înainte de punerea la sticlă baricurile care au evoluat foarte bine, în care vinul s-a maturat perfect. Vinul îmbuteliat a fost ținut de asemenea la o perioadă de învechire de până la 9 luni, după care noi l-am dat în consum. Avem și o piață pentru export, exportăm în China, în Europa exportăm și în Belarus, în partea estică. În România unde pot fi găsite vinurile dumneavoastră? În România, cam în, să spunem, în toate județele sunt găsite. În Tulcea, Brăila, Constanța, București. Mergem deocamdată pe sistemul Horeca. Restaurante, cantine, restaurante, evenimente. Sunt vinuri care se adresează tuturor categoriilor de consumatori? Sigur că da, avem mai multe branduri. Avem mai multe branduri, avem brandul Pellegrin, avem Curtea Regală, avem brandul Moștenirea, Trei Brațe, un brand care reprezintă județul Tulcea, chiar vărsarea Dunării în mare prin cele Trei Brațe, Chilia, Sfântul Gheorghe și Sulina. Este un cupaj din trei soiuri de vinuri, de aceea i-am dat și cele Trei Brațe. Este o fetească regală, fetească albă și o tumeiasă românească. De aceea i-am dat acest denumire de brand, Trei Brațe. Bineînțeles că am asociat și cu cele Trei Brațe a Dunării, la vărsare. Cum a început și când a început povestea vinurilor de măcini? Povestea vinurilor de măcini a început în anul 2002. Am avut o asociere, m-am asociat cu doi parteneri din Republica Belarus. Este o societate mixtă română-belarusă și am hotărât să închegăm un business în zona măcinului. L-am închegat, acum suntem într-o perioadă de dezvoltare, ne-am și dezvoltat, vinul a pătruns și în România bine și în partea internațională, în țările în afara României. Cum a început povestea? A început timid? Cu ce suprafață și cum v-ați dezvoltat în decursul anilor? Da, business-ul a început cu o suprafață de 90 de hectare, cumpărată după aceea prin reconversie s-a plantat 150 de hectare, s-a defrișat o parte de vie bătrână și s-a înființat o vie tânără. Am plantat numai soiuri recunoscute pe plan internațional și soiuri românești, ceea ce eu ar spune că România ar trebui să fie bucuroasă că are aceste soiuri, precum fetească neagră. Eu aș numi fetească neagră un ambasador a vinurilor în exterior pentru România, fetească neagră, pentru vinurile negre, pentru vinurile roșii. Pentru vinurile albe avem fetească regală, fetească albă, avem tămâioasă românească, de asemenea vinuri de foarte bună calitate. Cu alte cuvinte, avem vinuri bune, important e ca și consumatorul să le descopere, să le aprecieze și să bucure de ele. Fiecare producător
are o anumită calitate și eu am încredere în vinurile românești.